30 de minute până la acel penalti, unde am reușit pe faza defensivă să fim o echipă scurtă, compactă, să nu le dăm prea multe spații celor de la West Ham. Și a venit și golul 2 imediat, iar pe o greșeală și practic cam acolo s-a jucat jocul. După aceea nu am mai avut putere să schimbăm. În momentul când era 2-1 pentru ei, voiam să schimb și să devenim mai ofensivi și au marcat golul 3, din păcate. So, everything went well. Păcate, deci am făcut acel cadou în 70, acel penalti, pentru că până atunci am făcut un joc foarte bun din punctul meu de vedere, unde defensiva a stat foarte bine și au creat câteva oportunități, într-adevăr, în prima reprindă, dar noi și noi ne-am creat ocazia noastră, am avut și un gol marcat. A doua reprindă a început foarte bine, chiar noi am avut câteva oportunități, ei până la acel penalti nu s-au creat nicio ocazie de a marca. Din păcate am făcut acea greșeală și a venit acel penalti și apoi, într-adevăr, cu suporterii, cu valoarea pe care au venit peste noi și au reușit să mai marcheze două goluri, nu au reușit să le mai punem probleme foarte mari. Golul 2 a venit și el foarte repede, practic echipa n-a avut timp să mai reacționeze. Tot așa, cu niște greșeli, au reușit să scoatem un minge de acolo din care au ieșit. Vorba aia, să stăm pe ea în tribună, numai să scăpăm din acea fază. Din păcate am luat și golul 2 foarte repede, așa a fost, ăsta a fost jocul. Totuși, schimbările grele la West Ham au venit după pauză, până atunci pe ce trebuia controlat. Meciul s-a prezentat foarte bine, adică la nivelul acesta. Am spus că la 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, ăsta este un lucru important, că am reușit 70 de minute să ne ridicăm la nivelul unei echipe din Anglia, cu un buget foarte mare, cu jucători plătiți la 60 milioane, 40 milioane de euro. Mă bucur acest lucru, dar trebuie să ținem cont că trebuie să ducem 95 de minute, 100 de minute cât în jocul să reușim să ne impunem. Să nu mai facem asemenea greșeli, pentru că facem așa greșeli, am făcut și în campionat, am făcut și în Europa. Când adversarul nu anunță nimic, facem câte o greșeală și aducem în joc. Suporterii români, la înțelegeți, i-ați auzit, i-ați simțit?